frumos, curat parcul din spatele primăriei. Apusul impresionant. Palatul cultural, cum îl numesc ăștia din stânga. Aici nu știu ce ateliere au, dar mai spectaculos e podul peste râul Mureș. Nu știu cum se gândesc ei să folosească cineva rampele astea, înclinate în unghi de 40 de grade. Nici să urci pe ele, nici să cobori, decât dacă vrei să te sinucizi. Sper să se răzgândească și să le facă altfel. Lumini și culori multe, asta ne place. Dincolo pare zona industrială. Sculpturi moderne. Mai puține cruci și răstigniri. Că ne sperie, ne înfioară. Și ăsta e râu. Mureșul nu ți-i Timiș și nici Bega. Și nici Dâmbovița sau Bâc. E râu serios. Canistru. Și pista biciclistică, nu știu de ce au colorat-o, probabil vopseaua asta lunică. Dar trebuie să vin cu bicicleta și să o testez. Nici nu știi să ai. Ох ты, ну мы багаем фильм. Aradul e frumos luminat. Iată și o fanfară, dar nu i-am prins cântând. Probabil cântau frumos. Sau învață acum. Ha, ha, ha. Ce semn fain pentru bicicliști. Ne unge la inimioară. Că noi ăștia bicicliști atei nu credem în fuflet. Monument de pe timp sovietic, cred că. Și bradul multicolor. Cel mai fain ever, mai ales că e artificial și nu tăiat. Bunătate de copac. Interesant arată monumentul. Din față e soldatul eliberator, dar din spate o femeie. Măcar așa să mai apară femeile. Că altfel ori crede copiii că femeie nu există. Ararat. Au și brad natural, dar cred că nu l-au tăiat, el crește aici natural. De la mama lui. Interesantă soluție la o terasă din Arad. Au făcut bule izolate pentru fiecare masă. Și la masă stai cu omul cu care trăiești sau cu care te întâlnești. Na. Nu știu dacă îi respectă legile. Pentru că nu întotdeauna vii la masă cu omul cu care trăiești, poate cu cel cu care te întâlnești, ar trebui să fie spațiu deschis, nu cort așa. Da, dacă DSP-ul din Arad tolerează, poate că așa trebuie. Și în centru Timișoare am văzut o terasă cu cel puțin 3 pereți din plastic. Când i-am arătat, eu nu observat.
icarii ăștia sau arhanghelii ăștia zburători. Vedem când au observat, ia să opriți să filmeze. Asta înțeleg că e zona pietonală. Cu dugi alandala ca la ciocana Chișinăului. Na. Ca să nu vă plictisiți vorba administrației. Câți erau? 2? Aici încă 3, 5 arhangheli. Și acolo un portret mural cu reclamă la Coca-Cola. Nici măcar nu ceai, dar băuturi. Și acolo văd un biciclist cu vestă reflectorizantă, parcă-i polițist. Aradu seara. Aha, și muncitori. 3 se uită și unul lucrează. Ca în toate bancurile. Fiți cosmici. Interesantă inscripție. Strada Românului, dar celelalte ale cui erau? Place mie tortul ăsta cu curcubeu, dar mult sigur e dulce. Am ajuns la Arad, am ajuns de sărbătorile de iarnă. Primăria se gândește la bicicliști, nu doar că au făcut piste pe carosabil. Na, pe alocuri, nu chiar peste tot. Dar au instalat și biciclete cu dinam ca să aprinzi luminile și să faci mișcare. Ceea ce mi se pare minunat. Ia să vedeți cum fac eu asta. N-am biciclete de pedalat prin Arad, dar o leac de lumină pot să vă fac. Nu te grăbești! Să luminițe! Altă dată o să vin cu bicicleta mea și cu luminile mele. Ca să știți că pot și așa. Cred că asta e primăria sau ce-o fi la Arad. Dar asta e povestea aceea cu Dumnezeu care s-a născut dintr-o fecioară, într-o iesle. Și că maică-sa era fecioară și a însămânțat-o tot Dumnezeu. E complicat. Nu încercați să înțelegeți. Credeți și nu cercetați. Când ai terminat de construit sau de reparat biserica, ce mai faci ca să cerșești bani de la oameni? O rachetă de asta, de exemplu, de lemn. Și oamenii dau. Și o construiești în fața catedralei. Ca să fie spectacolul complet. Să vină lumea fericită să dea banul. O să fac slujbă în aer liber, probabil, pentru că nu-i voie să intre în biserici. Și s-au gândit, hai să punem un țugui ceva din lemn, o rachetă. Și o fac din lemn. La Arad. Ca să vezi ce le mai dă în gând. Șarlatanilor cu rochii aurite.
Da, dacă poporul îi place, dă bani pentru acest spectacol, să fie poporul sănătos. Nici circ nu-ți trebuie cu așa rachetă. Hai, dade. N-am putut să nu prind momentul ăsta cu luna prinsă în coroană. Nu știu cui e dedicat monumentul, dar e impresionant. Parcă e la Roma sau Madrid. Sau la Moscova. La București n-am văzut așa monument. Șarcul ăsta de triumf. Ciudat, au făcut statuile personalităților atât de mari, încât arcul pare mai mic. Ei, na, dacă așa a fost concepția, așa a fost realizarea. Am lăudat pista biciclistică din Arad, de pe carosabil, dar iată că și aici găsim mașini parcate pe prima bandă. Dacă nu pot să urce pe trotuar, că sunt stâlpișorii ăștia, parchează pe pista biciclistică și poliție nu-i să-l vadă și să-l amendeze. Și polițiștii îl ocolesc intrând pe carosabil, periculos. Nu-mi dau seama dacă e pistă comună cu transportul public, dar e interesant. Nu știu de ce au pus vopsea pe jos. Bine, când se vede, se vede, da? Cel mai probabil lunecă vopseaua, fără vopsea. Cred că e mai fain de practicat pedalatul. Observ că nu doar strada primăriei, dar și alte străzi, cel puțin aici prin centru, sunt foarte bine iluminate prin Arad. Și asta îmi place. Piața Mihai Viteazu. Nu știu ce fel de piață, e târg, pare. Ce filmezi? Tot ce văd. Și pe dumneata poți să te filmezi. Da. Dar de ce? Așa, să văd cum reacționezi. Cine? Omul din Arad. Care om din Arad? Omul sălbatic. Ce filmez? Filmez ce vreau, ce văd. Că e un drept fundamental. E apărat de Constituție. Pentru asta s-a murit la Revoluție. Sper să vină ziua când ori n-o să mai cumpere nimeni braz verzi, ori va fi interzis prin lege. Acum, na, tradiția e tradiție. Unii continuă să facă business, fie cu brazii crescuți de ei, fie cu brazi furați de la stat, de la alții. Brazi de unică folosință, de o săptămână, două, după care se aruncă. Nu vă pare rău de ei? Mie da.